Cele mai bune 50 de lucrări ale studenților din anul 2 de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, Specializarea Artă Sacră Pictură, pot fi admirate mâine de iubitorii de artă în cadrul unei expoziții. Tema este intitulată De la Studiul Naturii la Icoana. Sala 14 a Facultății de Teologie Ortodoxă din București va găzdui mâine expoziția semestrială de pictura a studenților de la Specializarea Artă Sacră. Expoziția poate fi vizitată începând cu ora 13. Cei 15 studenți de anul 2 au avut de realizat lucrări care să răspundă criteriilor de la patru discipline, studiul desenului, studiul culorii, studiul tehnicilor artei vechi și tradiționale și compoziție. Incinta de față Adăpostește rodul muncii studenților de anul 2 de la secțiunea de artă sacră, secțiunea pictură. Vor fi 50 de lucrări expuse, dintre cele mai bune, și restul vor fi prezentate în fața comisiei pentru evaluarea muncilor sub formă de planșe puse în mapă. Ele sunt o sumă de lucrări pe cele patru problematici desen, culoare, compoziție și tehnici. Este rodul muncilor, odată. Iar expoziția va fi deschisă în fiecare zi, timp de două săptămâni, după ziua de 21 ianuarie, zi în care se va face și evaluarea comisiei să stabilească rodul muncilor. Cum îi vedeți pe studenții de anul acesta și cum apreciați munca lor? După primul an de studiu, acum se văd progrese remarcabile. Fiecare dintre ei încearcă să dă da tot ce au mai bun, dar bunul din ei se poate reliefa numai printr-o muncă asiduă. Expoziția poate fi vizitată până în data de 7 februarie, între orele 10 și 16, în sala 14 a Facultății de Teologie Ortodoxă din București.